O tradiție veche de 11 ani va fi întreruptă la aceste sărbători pascale în Suceava. Credincioșii ortodoxi nu vor mai primi Lumina Sfântă de la Ierusalim. Motivul este acela că nu a fost obținută aprobarea pentru aterizarea unui avion în zona de carantină pe aeroportul Salcea, care să aducă lumina de la Ierusalim. Fără lumina de la Ierusalim, preoții și voluntarii bisericilor din Suceava nu se încadrează în prevederile acordului dintre Ministerul Afacerilor Interne și Patriarhia Română pentru distribuirea luminii. Astfel că, în municipiul Suceava, lumina învierii nu va fi împărțită sâmbătă noapte. Credincioșii ortodoxi sunt sfătuiți să stea acasă și, la miezul nopții, să ia lumină de la propriile candele. Discutând și cu reprezentanții arhiepiscopiei, este clar că nu se poate asimila să împartă această lumină, care nu este lumina adusă la Ierusalim, lumina învierii la ora 12 sau la ora 0 noaptea, nu se poate distribui la cetățeni. Ca atare, recomandările ierarhilor sunt ca cetățenii să ia lumina de la candelele lor de acasă, să aprindă ora 12 noaptea. Ce se poate face în schimb este ca voluntarii, în număr de 5, se poate duce acasă la cetățenii anafora după ce se termină slujba de înviere, dar bineînțeles în condiții în care să fie echipați cu mănuși, cu măști, așa cum spune metrile legale, și să se respecte distanțarea socială. Eu fac un apel la suceveni și îi rog în același timp și cer să respecte ordonanțele militare, acordul încheiat cu Patriarhia, având în vedere faptul, așa cum am spus, că orașul nostru este în epicentru, este o epidemie a județului Suceava, să respecte regulile, să stăm acasă, să aprindem lumina de la candele și dimineața să respectăm regulile de protecție cu mănuși, cu mască, de distanțare, atunci când asociarea noastră ne va duce acasă la biserici, afară de presimțire. Lumina Sfântă de la Ierusalim nu va ajunge în acest an nici în celelalte localități din județul Suceava, aflate în zona de carantină sau în zona de protecție.